primarul Ion Lungă a purtat marți mai multe discuții cu cei de la Agenția Nord-Est privind proiectele depuse prin programul operațional regional. Primăria municipiului Suceava a depus 18 proiecte. Potrivit edilului șef, există posibilitatea ca în acest an să nu fie atrași bani prin acest program, din cauza întârzierilor. De menționat este că și în anul 2021 nu s-au obținut finanțări prin acest program. Primarul a subliniat că nu este vina acestuia, ci totul se datorează unor întârzieri. În primul rând, ieri am avut o discuție constructivă și profesionistă la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, la Piatra Neamț, pe proiecte care vrem să depunem pe programul operațional regional, având în vedere faptul că municipiul Suceava are cea mai bună absorpție din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Am fost primii invitați la această discuție. Am prezentat un portofoliu de 100 de milioane de proiecte care vrem să le finanțăm prin POR. Deci este în afară de PNRR, de PODD, de PIME și alte finanțări pe care le avem. Deci e vorba de un număr de 18 proiecte. Digitalizarea administrației publice prin îmbunătățirea servicii online la nivelul municipiului Suceava, creșterea 1.020.000 de euro, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială numărul 5 Suceava 816.000 de euro, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială numărul 6 Suceava 1.122.000 de euro, creșterea eficienței energetice la Colegiul Național Mihai Eminescu 1.326.000 de euro, zona de agrement Parc Șipute 5.100.000 de euro, zona de agrement Pădure Zamca 1.428.000 de euro, sistem integrat de management și modelare urbană de snaf realizării traficului și îmbunătățirii calității vieții 23.460.000. După ce vom aplica sensurile unice, vom reabilita în viitor din nou axul principal. El a fost, mă rog, modernizat în anul 2012, iată că sunt 10 ani, ca atare vom reabilita din nou axul principal. Și pentru asta avem prins în proiect 23.460.000 de euro, axul principal George Enescu și alte artere principale. Sistem de transport public ecologic metropolitan, 15.300.000 de euro. Așa cum am spus și altă dată, noi am depus pentru 50 de autobuze electrice pe PNRR, valoare de 23.000.000 de euro și mai semnă diferență de 15.300.000 de euro în care să facem ce am făcut exact la transportul municipal, autobază, etichetting, stații moderne, sistem de informare. Mai departe, construirea sală de sport la școala gimnazială numărul 1 Suceava, 1.428.000 de euro. Construirea grădiniță program prelungit la școala gimnazială numărul 1, 1.020.000 de euro. Construirea sală de sport la școala gimnazială numărul 8 Suceava, 1.530.000 de euro. Reabilitare, modernizare, echipare, Colegiul Tehnic Samuel Isopescu pregătit, așa cum am făcut celelalte două la Cuza și la Petru Moșat și la Alimentar, pentru învățământ dual. Același lucru, reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza din Burdujeni. Suma 1.020.000 de euro la amândouă. Construire la fiecare în parte, dar asta e valoarea de proiect. Construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Opcici, 1.020.000 de euro. Extindere verticală, mansardare, dotarea clădirii școlii gimnaziale Miron Costin, Suceava, școala numărul 11, 1.836.000 de euro. Construire sală de sport la școala gimnazială numărul 4, Suceava, 1.530.000 de euro. La fel, reabilitare monument arheologic, Curtea Domnească, 6.630.000 de euro. Oaco Park, în cadrul complexului sportiv municipal, 10.200.000 de euro. Și centura latura de est. La centură, sigur, avem 22.500.000 de euro. Noi deocamdată menținem la finanțarea aici și PIPOR, pentru că, așa cum am spus și altă dată, atunci când au venit consultanță la autostrada A7, s-a concluzionat că traseul autostrăzii A7 se suprapune cu ruta ocolitoare numărul 2 a noastră, latura de est, așa cum este denumită ea. Trebuie să vedem până la sfârșit dacă va fi așa când se termină proiectarea. Deci traseul autostrăzii A7 se suprapune practic cu ruta alternativă numărul 2 și ca atare să nu mai facem această rută, vom vedea. Deci total proiect 99.306.000 de euro, deci înseamnă aproximativ 100.000.000 de euro. Sigur că noi suntem cu documentații înaintate, suntem la faza de
consultanță, studii de fezabilitate și așa mai departe. Vrem să facem și proiectele tehnice pe teuri până la sfârșitul anului, să avem documentații maturi. Vrem să semnăm din nou, așa cum am făcut și data trecută, primii contractele de finanțare pe POR la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Este nevoie să semnez acordul cadru al României cu Uniunea Europeană de finanțare pe POR, care încă nu este semnat. Este nevoie să aprobe programul Agenției de Dezvoltare Nord-Est direct la Bruxelles, care este depus, dar nu poate fi aprobat până nu este aprobat programul național. Deci una peste alta, trebuie să fim foarte realiști că în acest an nu se poate atrage niciun leu pe programul operațional regional. Dacă pe PNRR avem depuse proiecte de 45 milioane de euro și vom depune în continuare, pe programul operațional regional lucrurile sunt întârziate. Iată că am pierdut anul 2021, deci exercițiul financiar european este 2021-2027, am pierdut 2021, pierdem 2022, cel mai repede, dacă în termen optimist, putem aplica ceva din 2023 și lucrurile sunt târzi, după care vine acea perioadă de prelungire cu M+2, M+3, vine o presiune pe autoritățile locale, măsura în care nu încadrează în termen, risc ca o parte din proiect să fie ineligibil. Dar asta este situația, nu este, eu știu, vina primăriei, a primarului, așa cum am spus și altă dată, și la execuția bugetară, noi prindem aceste proiecte în buget, din păcate ele se pare că nici în acest an nu se vor aproba. Ca atare, eu zic că avem proiecte consistente, lucrăm și în continuare și alte proiecte, așteptăm să vedem aceste finanțări, ca și la PNRR, unde am avut 20.500.000 suma prealocată, aici la POR vom avea undeva la 55 milioane de euro suma prealocată. Deci municipiul Suceava. După care vine partea a doua, în anul 2025, măsura în care nu se, mă rog, finalizează banii, vine o a doua etapă de depunere în proiect, 2024-2025, depinde cât de repede se mișcă lucrurile. Deci putem depune din economiile la licitații din orașele care nu au depus proiecte, o să mai fie o sesiune, mă rog, suplimentară de competiții, dar din start sumă, mă rog, dată preliminar, ar fi undeva la 55 de milioane de euro.